Noi obișnuim să ne ținem periuța lângă chiuvetă și totuși lângă chiuvetă avem și toaleta. Dar ce se întâmplă în momentul în care tragem apa și periuța noastră de dinți se află cam la distanța asta? Și ce se întâmplă? Un mare dezastru. S-ar putea ca periuța ta să fie infectată cu bacterii și nu te gândi la cele normale. Gândește-te la apa din toaletă care, atunci când o tragem și nu punem capacul, pe unde ajunge. Este o realitate, nu este o exagerare. Chiar am văzut un filmuleț pe tema asta cu infraroșu și, efectiv, apa din toaletă era pe o rază extraordinar de mare din baie, inclusiv pe periuța de dinți. Dacă până acum, după ce trăgeai apa la toaletă, nu puneai capacul, cred că este momentul să avansăm și să o tragem în mod corect, fără ca apa din toaletă să mai afecteze altceva din ceea ce noi folosim zi de zi, cum ar fi periuța de dinți. Vrei să primești gratuit informații utile despre un stil de viață echilibrat? Abonează-te acum la sorinșidiana.ro.